Prim-ministrul Valeriu Străleț a inițiat procedura de demitere a șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru. Șeful executivului a anunțat că a expediat deja un demers în acest sens în adresa președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti. În argumentarea acestui demers, în capul listei de motive, este invocat anume faptul că, indiferent de statistica triumfalistă care este prezentată de către domnul Chetraru privind activitatea centrului și eventuale aluzii care exista anumite ingerințe politice, cu toate că pot să o declar că niciodată nu i-am dat absolut niciun fel de indicații domnului Chetraru cum să procedeze într-un anumit caz sau altul, indiferent de aceste circumstanțe, indicele percepției corupției, atât pe interior, cât și toate studiile făcute de experții străini, continuă să fie într-o continuă creștere. La fel, avem suficiente motive și probe să considerăm că Centrul Național Anticorupție a adoptat o strategie de abordare discreționară și selectivă în procesul de combatere a corupției, soldată cu un randament foarte redus al activității acestei instituții. Un element important în opinia premierului Străleț este abordarea selectivă în investigarea care vizează fraudele de la Banca de Economii. Partidul Democrat din Republica Moldova a luat act de acuzațiile formulate de partenerii de alianță din PLDM și le consideră nefondate. Democrații mai spun că toate acuzațiile sunt făcute într-o atmosferă de tensiune și emoție și din acest motiv se vor abține de la orice calificare a lor în acest moment, se arată într-o declarație de presă emisă de formațiune. Îmi pare rău că asemenea metode sunt aplicate și vreau doar să spun aici un singur lucru. Noi în această viață suntem trecători, în politică cu atât mai mult. Iată, ajunge momentul să vor schimba generații de politicieni, parlamentari. Și o să mă uit eu la toți acești eroi. Cum? O să-i explice? Cine? Este în acel moment pricina tuturor lucrurilor proaste care se întâmplă. Eu vreau să spun un lucru, că domnul cu declarațiile sale, el îi aparțin și poartă absolută responsabilitate. Că a venit cu puternică încărcătură emoțională, aici chiar pot să-l înțeleg. Dar cât de puternice nu ar fi sentimentele și emoțiile, trebuie mereu să rămâi. La fel, Partidul Democrat susține că pentru a elimina orice speculații nu dorește denunțarea acordului AIE și nici alegeri anticipate. În același timp, Vlad Plahotniuc a scris pe o rețea de socializare că se autosuspendă din funcția de prim vicepreședinte al Partidului Democrat. În același mesaj, el spune că renunță și la calitatea de membru de partid până la clarificarea anchetei în cazul Băncii de Economii. Alianța pentru Integrare Europeană 3 nu a murit, asta chiar dacă liderul unuia dintre partide are statut de bănuit și a fost reținut de oamenii legii. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu la un post privat de televiziune. Potrivit lui Ghimpu, alianța este formată între trei partide, nu între Filat, Ghimpu și Lupu, iar PLDM nu ar avea motive să o părăsească. Președintele liberalilor se arată optimist și speră totuși că acordul va funcționa, ceea ce a confirmat și Străleț. Guvernul de la Chișinău a aprobat o nouă modalitate de calculare a pensiilor. Prevederile au fost necesare pentru a simplifica procedura de obținere a pensiilor de către angajații care nu dețin din anumite motive, cum ar fi pierderea sau distrugerea acestora, actele confirmative privind venitul acumulat pe parcursul întregii perioade de activitate. Astfel, valoarea pensiei va fi calculată în baza salariului mediu lunar înregistrat la data depunerii cererii de pensionare. Legislația a fost modificată și la recomandarea Curții de Conturi, care se referă la termenul de aprobarea deciziei privind acordarea dreptului la pensie. Unele prevederi arată că acesta este de 30 de zile, iar altele de 15 zile. Modificarea aprobată a stabilit ca acest termen să fie de 30 de zile. Proiectul de modificare a legii privind pensiile de asigurări sociale de stat urmează să fie aprobat de către Parlament.
Să trăiești într-o ambianță curată, ai nevoie de implicare și conștientizare. Peste 200 de copii din raionul Rezina au participat în cadrul activității Un aer curat pentru toți. Startul sărbătorii a fost dat în curtea liceului teoretic Alexandru cel Bun, cu mesaje prin vers și cântec. Astfel, elevii au dorit să atenționeze că Terra trebuie ocrotită. Elevii dornici de a-și expune gândurile în eseuri au avut la dispoziție timp pentru a-și așterne creațiile pe hârtie și a le prezenta juriului. Alții au desenat pe asfalt. Ne-au organizat această sărbătoare și sperăm că pe parcursul acestor ani vor mai fi organizate la fel așa sărbători, așa concursuri, ca să ne facem timpul mai frumos și să participăm cât mai activ la aceste concursuri. În desenul nostru reprezentăm globul în două jumătăți, jumătatea bună și jumătatea rea. În jumătatea bună prezentăm natura, tot ce e frumos, iar în jumătatea rea, cum laboratoare, tot ce face rău naturii. În această activitate mi-am place cum copiii lucrează, se muncesc ca prieteni. Tot e frumos, e bine. Copiii, îmi place cum copiii ăștia miți te înseamnă. Мне понравился этот праздник за то, что здесь я встречаюсь со своими друзьями и дети понимают, что нужно помочь земле, чтобы она не загрязнилась и с ней было все хорошо. Я нарисовала этот рисунок, чтобы дети поняли, что нужно помочь земле. La concursul cu bicicletele, printre băieți au aventurat să participe și două fete care au fost apreciate pentru curaj. Noi am venit aici cu bicicleta pentru că am vrut să arătăm că e mai bine să mergi fără mașină, cu bicicleta e mai bine să mergi pentru că mașinile poluează aerul. Și noi am vrut să arătăm că bicicleta și un mod sănătos de viață și nu poluează aerul. Sunt foarte bucuroasă cu acest eveniment și m-am întâlnit cu prietenii, sunt foarte bine dispusă, da, și e foarte, e un, așa, un gen, o faptă foarte bună, că a făcut să ne distrăm cu prietenii. Mie mi-a plăcut și îmi place cum oamenii s-au gândit să facă asemenea joc, pentru că și te distrezi, dar și te întâlnești cu prietenii mai buni, dar unii poți să câștigi și premii. Organizatorii susțin că participanții au dat dovadă de mult curaj și o pregătire responsabilă pentru concurs. Toată manifestația care este legată cu protecția aerului atmosferic, care astăzi acțiunea o numim Un aer curat pentru toți, și a începutul din anul 2000, când Comisarul European pentru Ecologie a înaintat inițiativa de a folosi o zi, cum a numit-o ea, în oraș, fără automobilul meu. Deci, tradițional, în anul de față, la noi se petrece a 6-a ediție a acțiunii respective. Noi avem o programă respectivă conform strategiei de dezvoltare integrată a raionului Rezina, care, adică planificăm ca să facem o linie de troleibus de la Rezina Vest până la rondoul din Râbnița, acolo să fie întoarcerea. Asta e în perspectivă și considerăm că poate autoritatea publică centrală o să ne susțină în această acțiune. Copiii au răspuns în număr mare la apelul nostru de a participa la acest concurs. Se organizează activitatea dată în fiecare an. Cu păreri de rău, în ultimii 2 ani nu a fost posibil de organizat din diverse motive. Anul ăsta fiind un an mai greu, totuși ne-a străduit. Cu bani puțini, o parte din bani i-a oferit Inspectoratul Ecologic de Stat, o parte Consiliul Raional, am mai apelat la ajutorul agenților economici. Am vrut să organizăm pentru copii o sărbătoare. Participanții la concurs s-au ales cu premii și daruri din partea organizatorilor.